a venit înaintea mea anul ăsta. Credite, ai tot am viat, vai, Lucică, să trăiesc mult. Dar mai mult la ce le dăm. Ce fare, Lucică, uite care-i problema, băi. Care-i problema, băi, amici? Vorba lungă-i sărăcia omului, știi tu că ești o zicală. Băi, a venit primăvara, 21 mai. Oile, gata, le-ai dat oile. Vreau să le iau și anul ăsta, dacă mi le dai. Dacă putem înțelege, bineînțeles, eu trebuie să le dau. Că dă brânză mai mult. Care dă brânză mai multă? Eu cred că da, am dat brânză mai multă ca oricare. O, cioban aici. Oaia, oaie, dau uite la al meu. Da, da. Oaia, oaie, brânză bună, ce zici, Lucică? Ce să zic, anul trecut mi-ai dat 6 kg, anul ăsta vreau 7, ca moi buni. Și... Băi, a fost nutriță scumpă asta iarnă și trebuie să iau 7 kg. Fii atent, eu de fiecare an am fost baciu care am dat rezultate. Știi bine că președintele comunei, domnul profesor Văsuianu, dă muntele cel mai bun la omul cel mai bun. Corect? Depinde dacă ți-l dă ție. Unde ești tu? Că eu am prins tâna lui Popa Taptășanul ăsta. În Mordan eu mă duc cu oile. La Mordan. Când buneam... Lasă-mă, că nici eu nu mă duc fără câine acolo. Eu să văd care dă mai mult caș. E problema, eu mă duc la tâna lui Popa Taptă. Lucică, tu cunoști munții. Eu cunosc munții, că am fost atâtea ori acolo. Într-adevăr, e bine, dar vezi că te orientezi cu cantitatea de caști cu oaie. Tot 7 kg de brânză, da? Unul de urdă, m-am aruncat cu un kilogram de urdă, mă, mai bun, mult. Da, transportul. Mălai, da, mălai. Dar nu eu vin cu calul. Păi nu, trebuie să acasă. Păi sigur că, dar ori vii tu să-ți iei brânza de la munte, bă, de la Păieșaua, n-am întrebat, băi, Lucică. Așa, bineînțeles că s-a făcut așa printre munți șosele acum, dar viu cu calul, mă, până la mașină dacă e urmă de la loc, auto viu eu. E greu, băi, e greu. Ce să faci? Mă, da? Nouă nu-i greu la iernat, atâta când trebuie. Aia-i, mă. Cum adică? 7:30 și ți-o aduc acasă, vere. Ai mai tânăr, e mai bun? Da, ciobam, tânăr. Dacă ține așa, e cam ține parte omului ăsta. Ceva există. 7 kg de caș mi-a dus și cașul acasă și 1 kg de făină. Și asta, Lucică! Și un ban la toamnă, da? Am făcut treaba! Bani, deci, noroc ce trăiești mulți ani,
Doamne ajută! Să ne păzească Dumnezeu de ce e rău, să ne întoarcem cu bine, să ne întâlnim sănătoși! Așa-i vara. Ce înseamnă boteitul oilor? La noi, negrești, boteitul oilor este o tradiție pastorală astăzi să boteiesc oile, adică pleacă la munte. Ce înseamnă boteit? Boteit, s-adună. S-adună oi. După la om, oameni, se împacă câte brânză dă la om, pleacă la munte. Cât plătești de oaie? Cât plătim, câte brânză se dă de om, câte... Și azi luăm drumul munților. Cât mai... aveți de mers? Până unde mergeți? Până la Mărdanu, Gor, vârful Gorul, mult, trei zile facem. Pe jos cu oile? Pe jos cu oile, da. Unii însărăm, le mulgem, ne culcăm. De când faceți meseria asta? De mii copil facem, că la noi asta e meseria noastră. La noi asta e ciobănia. Poftim? Cum e când pleacă baciul de acasă? Poftim? Cum e când pleacă baciul? Foarte trist, foarte rău că rămânem singuri. Dar rămânem cu treburile acasă, ei stau la munte. Ne mai ducem și noi din când în când la ei, că așa e obiceiul. Nu putem să-i lăsăm chiar singuri. Aveți fete? Da. Și ele sunt măritate tot cu ciobani? Nu. Ele nu-s cu cioban, numai eu am avut parte de cioban. A câta ediție, domnul primar? Vă aflați la 15-a ediție a activității boteitul oilor la Negrilești. Așa se făcea și când erați dumneavoastră copil? Când eram copil, într-adevăr, am prins și eu perioada când se făcea boteitul oilor, iar după anul 56-57 s-a oprit acest obicei și s-a revenit în 2003. Astfel că acum noi aflăm la 15-a ediție, continuând activitatea aceasta, pentru că negrileștenii sunt din tatăl de animale. Mai sunt oi câte? Mai sunt. Mai sunt destule oi, numai că ciobanii noștri au început să plece din Negrilești și păzesc oile altor fermieri din Italia, Portugalia, Irlanda, Grecia și așa mai departe. Deci în Negrilești, la ora actuală, sunt în jur de 10.000 de ovine și 2.000 de bovine. Cine o să ducă tradiția mai departe? Tradiția mai departe o să ducă ăștia mici care se află, uitați, lângă mine aici, împreună cu bunicii și străbunicii lor care îi vor învăța aceste obiceiuri. S-a schimbat ceva în toți acești ani în ceea ce privește obiceiul acesta? În localitatea Negrilești, privind acest obicei, nu s-a schimbat nimic. Începe cu tocmeala bacilor și deținătorii de ovine și se termină cu un spectacol artistic la Căminul Cultural. Da. Cine este ciobanul? Lungu Costică. Soțul dumneavoastră? Da. Și cum era când pleca la munte? Era cam jânduos așa, că el pleca și eu rămâneam singură, dar în urmă mai găsam. Când vă întâlneați cu el? Ei, la o lună, la o săptămână. Soțul
dumneavoastră ciobană, e? Da, pe cioban. Și cât timp stăteați să despărțiți? Păi nu stăteam prea mult, cât am avut copiii mici de ei. După aia mă duceam cu el, cu copiii. E o viață mai grea? Deci marchează acolo. Nu, cam potrivit, așa. A fost bine? A fost bine, că stăteam lângă copii, lângă el. Da, fetele de maritat. Plânge după băieți când pleacă? Bine, după ce mai zic? Plânge, cum să nu plângă? Ați avut o viață bună? Aici, la biserică, să vedem. Foarte frumoasă, că a fost frumos. Foarte frumoasă. Cum vă numiți? Lungu Maria. Ce simt fetele astăzi când ciobanii pleacă la munte? Se despart pentru 6 luni? Fetele astăzi au un ușor sentiment de tristețe, pentru că nu se vor mai vedea cu ciobanii până la Sfântul Dumitru, în octombrie. Da. Și dumneavoastră trăiți astfel de sentimente? Da, bineînțeles, pentru că și... drum? Da, pe vară voi merge la munte să văd ciobanul și stâna. Izbăvește-le toată asuprirea diavolului de prădători, de toată mântuiala vrăjmașă, de toată vânsupune pe el, de toată boala molipsitoare, apărele cu spătită și le pătrează la ele toată boala, toată pisma și sfânta farbele care vin din vrăjitorie și care prin lucrarea diavolească, că asta este împărăția, că asta este puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum cura și în vecii vecilor. Binecuvintează, Doamne, turma aceasta și o izbăvește de toată răutate, de răpirea prăjoarce, văzut și nevăzut, și de cumplita moarte, boala molițitoare, de cumplită lucrarea diavolească. Dărește sănătate în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, minuiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, care ești calea cea adevărată, care ai călătorit împreună cu robul tău Avram, călătorește, stăpâne, și cu robii tăi, păstorii oilor, izbăvește de vânt și de tâlhari, de toată mântuiala vrăjmașului ucigaș de oameni. Păzește viața nevătămată, ferește sufletele lor
Grăcire a făcut spor călătoriile lor. De unde se vor și ne îndreptează și arată sănătos și vesel în cele ce curând. Asta ne rugăm, împărate a tot puternic, care nu ții minte rău, auzi-mă pe mine sperință. Deci cu vederea greșelile rugăciunii slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință, binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu Sfântă Crucea Tă păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință, binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește, și cu Sfântă Crucea Tă păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință, binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință, binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. Dai tot asta.